mai bai și ne mai vedem. Am lucruri mai importante de făcut decât să vin cu tine la urgențe. Și eu, și eu. Cafeaua asta nu se bea singură. Bună și bine te-am găsit, eu sunt Roxana și în videoul de astăzi vom citi împreună câteva povești de despărțire. De ce facem asta? Păi, unul la mână, cred că poveștile de despărțire, precum și poveștile de coffee and crime, sunt destul de interesante. Și doi la mână, cred că cu toții putem învăța ceva de acolo și eventual să vedem niște red flags pe care poate le avem în prezent în viața noastră și le omitem cu succes. Eu am niște plăcintă de dovleac cu mine și o cafea cu lapte Alpro de vanilie, așa că stând aici și bucurându-mă de chestiile astea, o să povestesc în continuare, o să citesc, de fapt, mai bine spus, de pe internet câteva chestii pe care le-am găsit. Am citit deja toate poveștile, super interesante, câteva altele mai meh, dar chiar și alea care sunt mai meh, poți să găsești în ele câteva puncte cheie care să facă să te gândești pe tine anumite lucruri. Așa că, cumva, video de astăzi vreau să fie așa în veselie, de a plânsul râsele, dar să ne distrăm, dar să și rămânem cu ceva, cumva, la final. Și poate să ne uităm așa un pic, din nou, în viața noastră sau în viața prietenilor, poate putem să oferim un sfat cuiva. Bun, nu știu dacă am specificat, dar sunt 25 de povești, mă rog, site-ul pe care eu l-am găsit are 25 de povești. Poate că n-am să-l citesc pe toate astăzi în funcție de cât de mult se întinde cumva video-ul, dar dacă vă place, pot să fac o parte a doua sau putem să continuăm să facem tot felul de chestii legate de asta pe canalul meu de YouTube. Bun, toate vin cu un titlu. Titlul de la prima poveste este: am avut un avort, iar el îmi spunea că mă prefac. Care doar cuvintele astea pus în aceeași propoziție, deja poți să-ți dai seama că ceva greșit se întâmpla, dar hai să vedem despre ce a fost vorba. De asemenea, poveștile sunt scurte. Deci, doamna asta spune că am început să am un avort și el îmi spunea că mă prefac. Și după care nu-mi dau seama, pentru că nu explică exact dacă în aceeași zi sau până la urmă a avut avort, o merge la spital și după aceea s-a întors acasă, dar tipul ajunge să o dea afară din casă, deoarece, na, ea cumva în urma avortului nu mai putea să facă sex, mă rog, cred că o perioadă, poate că nu te simți bine sau chestii de genul, și a dat afară din casă pentru că i-a spus că dacă nu pot să dorm cu tine în pat dacă nu pot să fac sex cu tine, așa că a dat afară din casă. Și pentru ăștia noi de acolo, mă rog, poate nu noi, pentru ăia de acolo care au experimentat toate relații normale la viața lor și ar spune că așa ceva se întâmplă doar în casele de depravați, poate, nu, există persoane out there super, super bolnave și super toxice, în preajma cărora probabil că nu ți-ai dori să te afli, care poate să ajungă să te folosească pur și simplu ca și un obiect. Așa că, cred că poți să te gândești, băi, eu dacă aș iubi persoana asta, aș face asta, știi? Și atunci dacă răspunsul e nu, poate ar trebui să te uiți un pic la un comportament de genul. Bine, cumva, pentru noi acum, că stăm să discutăm despre asta, faza că tu ai un avort și îl spune că te prefaci, deja e o chestie super, o chestie gravă, de fapt, cred că asta am vrut să spun. Deja e o chestie super gravă și deja ar trebui să te facă să pui sub semnul întrebării, știi? Cum adică, cum poți să spui că îmi prefac? Adică, n-ar trebui să-mi spui că îmi prefac nici dacă îți spun că mă dăre capul, știi? Dar mi-te un avort, na. Asta e prima poveste. A doua este un pic mai clasică, despre o tipă care a aflat că este înșelată. Și cum a aflat ea că este înșelată, trebuia să-și petreacă ziua ei de naștere cu iubitul ei pe care îl iubea foarte mult și trebuia spus că este ocupat. Nu știu că ceva foarte grav a intervenit sau whatever the fuck. Și a aflat după ceva timp că, de fapt, el de ziua ei se cuplase cu o altă tipă cu care a rămas și împreună după ce ei s-au despărțit. A, pardon, nu i-a spus că nu vine la ziua ei pentru că este ocupat, i-a spus că nu vine la ziua ei pentru că s-a tot certat și nu vrea să vină. Acum, eu cred că orice se întâmplă, când e ziua de naștere a unuia dintre voi, mă rog, în sensul în care sunteți împreună, ar trebui să vă puneți un pic diferențele la o parte, pentru că pentru unii oameni ziua asta e o zi importantă, știi? Adică sunt genul de oameni care zic, mie nu pasă de ziua mea, eu zic că oricare alta, whatever. Ok, respectați asta dacă nu le pasă și nu vor să facă ceva big sau chestii de genul, dar în același punct de vedere, dacă vă roagă să petreceți ziua de naștere cu ei și voi spuneți că nu, că ne-am certat, adică nu ar trebui să acceptați genul ăla de comportament de la persoana importantă din viața voastră. Asta e interesantă. Spune că, a treia, că în cele din urmă s-a despărțit de mine după ce m-a ghostuit vreo 2 luni. Ghostuit adică n-am mai băgat în seamă, n-am mai răspuns la mesaje, nu i-am mai... nu știu, pur și simplu te afli într-o relație cu cineva și într-o dată persoana aia nu te mai sună, nu te mai întrebă ce faci, ca și cum se desparte de tine fără să-ți spună că s-a despărțit de tine și cumva se așteaptă să te prinzi tu pe parcurs. Și povestea este așa, că erau împreună de peste un an de zile și cumva tot timpul discutau despre a avea un loc al lor împreună. Nu știu exact dacă să se mute împreună în ceva cumpărat de ei sau într-o chirie, dar ideea e să se mute împreună.
În cele din urmă, tipul se desparte de ea după ce tot trage mânța de coadă cu mutat împreună, pentru că îi spune că deși o iubește, nu are timp pentru ea. Dar și asta pare genul ăla de despărțire în care nu s-a întâmplat ceva, știi, atât de grav în care să zici, oh, da, de asta s-au despărțit. Uneori, cumva, poate tindem să căutăm răspunsuri, oh, de ce nu m-a vrut, de ce nu mai vrea să aibă timp pentru mine, de ce nu știu ce. Bottom line, concluzia este că dacă o persoană va dori să stea în viața ta, își va face timp pentru tine și vei deveni o prioritate. Iar dacă nu ești o prioritate în viața persoanei lângă care te afli, bye bye și ne mai vedem, pentru că cu siguranță există acolo câțiva tipi sau câteva tipe, depinzând de preferințe, care își doresc să fie cu tine, știi? Pe care încă poate nici nu ai întâlnit. Niște oameni care poate să te facă cu adevărat fericit sau fericită. Așa că dacă prietenul sau prietena vă spune că nu merg timp de această relație, spuneți foarte bine mulțumesc că nu-mi pierzi mai mult timp și go ahead. Nu poți să convingi pe cineva să te iubească. Oh, aici e cumva, cred că din punctul de vedere a unui tip care spune că întotdeauna mă plângeam cumva de ea când ieșeam cu prietenii mei, adică nu, cu siguranță probabil că avea prietenii mei apropiați la care le mai povestea despre relație și a zis că a început să-și dea seama că a început să iasă cumva în oraș și a început să facă ochii dulci la alte tipe și cumva prietenul i-a aflat și a zis că atunci și-a dat seama că de fapt el a încetat să mai iubească, ceva de genul, sau no, fallen out of love. Încet, încet a încetat să mai aibă sentimente așa de puternice pentru ea și cumva de acolo comportamentul cu ochii dulci și cu vorbitul urât pe la spate. Acum, când te afli într-o relație cu cineva, cu siguranță persoana cealaltă nu e perfectă și no, are cu siguranță părți pozitive și părți negative și probabil că vrei să fii cu ea nu pentru că iubești părțile pozitive, dar de asemenea trebuie să iei la pachet cu toate părțile negative, așa că trebuie să le accepti și să le iubești. Asta nu înseamnă că trebuie să mergi. Ok, poate să le iubești, dar trebuie să le accepti cumva, știi? Dar asta nu înseamnă că e ok, nu este ok să mergi la prietenii tăi și să te plângi non-stop de iubitul tău, știi? Adică, sau de iubita ta, sau să-i vorbești, trebuie să-i faci proș sau idioți. Adică, tu trăiești cu omul ăla. Mă rog, trăiești, poate nu trăiți împreună. Dar, adică, tu ai făcut o alegere prin a avea persoana în viața ta, așa că să mergi acum să talk shit, știi? Să vorbești porcării pe la spatele lui față de prietenele tale sau prietenii tăi, nu e ok. Și din păcate ce pare că tipul ăsta a făcut e un caz de la tipic de bărbat sau, mă rog, se spune și femeie, care nu-și cunoaște sentimentele. Adică ar trebui să-ți dai seama, știi, ok, poate nu în ziua în care, nu știu, ți s-a pus picătura și ai început să o iubești mai puțin pe tipa de lângă tine, dar ar trebui să-ți dai seama, știi, în câteva săptămâni că comportamentul tău e mai rece, să-ți dai seama, știi, de ce se întâmplă, nu să o mai tărăgănești până când efectiv ajungi să o înșel pe tipă. De asta probabil că ține cumva de maturitatea emoțională a persoanei, care maturitatea emoțională, din punctul meu de vedere, poate să vină din două sfere, din două locuri. Unu vine din toate experiențele pe care le-ai avut în viața ta, nu? Cu cât ai dat mai mult cu cap, cu cât ai avut mai multe întâmplări în viața ta, pozitive, dar și negative, accentul pe negative din punctul meu de vedere, cu atâta poți să înveți mai mult, cu atâta poți să-ți cunoști sentimentele, știi? Cumva, deci o parte vine din întâmplările pe care le ai și altă parte vine din, să spunem că și dacă ne ajută de multe întâmplări, dar e genul de persoană care e foarte introspectivă, care tot timpul se gândește, știi, wow, m-a enervat că mama mi-a zis chestia asta sau oricine din viața mea, știi? Și stai să te gândești de ce m-a enervat, știi? De ce am simțit așa sentimentul ăla de furie, știi? Poate și dacă ești genul de persoană care stă și se gândește la ce simte și își dă seama de ce simte și își dă seama ce sentiment e ăsta, dacă e furie, dacă e tristețe, dacă e ce-o fi, și după care îl internalizezi, îl simți, îți dai seama că este ok să-l simți și îl lași mai departe. Cumva cred că astea două ajung să te ajute să ai o maturitate emoțională încât să poți să-ți dai seama dacă la un moment dat în viața ta încetezi să mai simți ceva pentru o anumită persoană, ceea ce se poate întâmpla, desigur. Oh, asta este interesantă. Mă rog, interesantă. E o clasică. E despre o tipă care a aflat că iubitul ei se culca cu una dintre colegele ei. Bun, și povestește cum ea și iubitul ei la un moment dat au aplicat amândoi pentru același job la un magazin, am înțeles. Și ea a luat jobul în ce în urmă și iubitul ei nu. Iar după ce a început să lucreze, iubitul ei a început să fie super distant cu ea timp de vreo lună, a durat toată chestia. Și ea s-a gândit, na, că este distant cu ea din cauza că e poate gelos un pic, că a reușit de ea să ia jobul și nu el.
Dar ce să afli era de fapt că tipul o înșela pe ea cu o colegă de la noul job și cumva probabil că de asta încerca să-și păstreze distanța ca să nu își dea seama tipa, știi? Sau, mă rog, încerca să se despartă probabil și n-avea bula, nu să zică, fă, ne despărțim. Și partea bună este că s-a despărțit de tip, iar proprietarul magazinului i-a dat ban la tipul ăla să mai intre în magazin, pentru că, na, cumva a încercat să o protejeze pe ea și cred că o fi dat-o și pe cealaltă afară, dar nu-mi dau seama exact. Dacă poveștile astea se întâmplă în America, probabil că putea să o dea afară când avea el chef. Asta mi-o amintesc, e numărul 6. Asta a fost așa de trist, dar cumva a fost o femeie, din punctul meu de vedere, fucking strong, femeie puternică, care nu m-a acceptat căcat. Deci, titlul este că s-a uitat la mine și mi-a spus că are alte lucruri mai importante de făcut decât să vină la urgențe cu mine și cu copilul meu. Da? Ce căcat e mai important de făcut? Ce? Bun, din câte înțeleg din poveste, e vorba de un el, o ea și ea are cumva un copil din altă căsătorie sau care nu este lui. Ei sunt împreună de 10 ani de zile, iar copilul, băiatul ei, este din păcate diagnosticat cu tumoare cerebrală. Băiatul a fost dus la spital și a fost operat, iar ziua următoare după ce a fost adus acasă, cumva mama și-a dat seama că el are ceva scurgeri nazale cauzate din urma operației. Nu mă pricep, dar, mă rog, ceva de genul. Că ceva nu este în regulă din urma operației. Ea s-a dus cumva repede la iubitul ei să îl roage să se îmbrace, să o ajute să meargă cu copilul la urgență, să vadă despre ce-i vorba. Cum am face noi toți, dorindu-ne să ne bazăm pe omul de lângă noi. La care tipul se uită așa foarte lejer la ea și îi spune: scuze, dar am lucruri mai importante de făcut decât să vin cu tine la urgențe. Și eu, cafeaua asta nu se bea singură. Mă rog, tipa zicea, așa povestește tipa, că s-a simțit de parcă ar fi fost lovită de o mașină 4x4. Dar tipa și ea copilul se duce la urgențe, unde, mă rog, după ce se rezolvă chestia, spune că iese efectiv din camera copilului, începe să plângă super, super nervoasă și frustrată pe ce s-a întâmplat și pune mâna pe telefon și dă mesaj de dobitocul de acasă: până mă întorc de la spital, îți ștergi lucrurile din casă, îți iei lucrurile din casă și o ștergi. There you go, girl. Da, man! Cum adică nu mă pot baza pe tine în momentele critice? Suntem aici, știi cum e la căsătorie, că la bine și la greu. Îți oameni care și înainte de căsătorie, sunt numai la bine acolo. Și toate chestiile astea, dacă vă căsătoriți, că, nu știu, am o să fim forever împreună, doar o să se, toate lucrurile astea rele doar o să se accentueze și o să se accelereze într-o căsătorie, pentru că oamenii intră acolo și zic, gata, ne putem relaxa. Dar cumva legate poveste, atât am spus, felicitări femeie, e bine că ți-ai dat seama că meriți mai mult și că nu un om pe care nu te poți baza și mai ales, literalmente, era o poveste de viață și de moarte. Adică omul ăla... Nu, omului ăluia nu i-o păsat că copilul tău, după operație pe creier, are probleme. Tu îți dai seama, bine că gen a putut să conducă ea și să-și ducă copilul la spital, dacă avea ea probleme. Și ăla îi spunea: scuze, eu n-am chef să mă duc la urgență. Ce făcea? Se ținea de cap și conducea singură până la urgență, gen, Christ, dacă nu te poți baza pe omul de lângă tine, nu, las o baltă. Ce e mai important de făcut? Bun, povestea numărul 7, aici spune o tipă că tipul era ceva mincinos de ăsta compulsiv, care mințea și despre lucruri precum ce-o mâncat la prânz. Gen, tipul îi spunea că a mâncat un burger cu colegii și de fapt tipul mâncase paste. Și asta nu e tot. În cele din urmă, mă rog, tipa cumva își dă seama că el era ceva mincinos de ăsta compulsiv și pur și simplu nu putea să se abțină și tot mințea și tot mințea, dar la finalul relației află că tipul o înșela și că și-a pierdut jobul și nu știu ce făcea, se prefăcea în fiecare zi că merge la job ca să... sau poate în timp ce se prefăcea că merge la job o înșela. Da, ce pot să zic? Na, în momentul în care omul de lângă tine te minte și cu ce-a mâncat la prânz, nu-ți mai pierde vremea. Nu-ți mi-am pierdut vremea, nu poți. Trebuie, tată, să zică omul ăla din fața ta ceva și tu să-l crezi, știi? Trebuie să pui capul pe pernă noaptea și să știi că dacă el ți-a zis a fost un cutremur, atunci nu l-ai simțit, să ai încredere în tine, dar nu l-ai fi simțit eu. Dar mă rog, aici nu vreau să dau un extrem aia în care, da, cuvântul tău e lege, nu contează că n-a simțit cutremurul, a fost. Dar cumva să ai o încredere așa în persoana aia, știi? Până la capăt, dacă e demnă de încrederea ta. Pentru că sunt persoane care nu-ți demne de încrederea ta, dar trebuie să găsești persoana care este. Următoarea poveste, numărul 8, este o poveste clasică de yin și yang, în care extremele se atrag, dar nu rezistă. Tipa povestește despre cum a început să-și dea seama că se dezîndrăgostește de prietenul ei, din cauza că au cumva interese foarte diferite și cumva caractere diferite ca și oameni. Spune că ceva e genul: nu mai pot să-l suport pe prietenul meu. Este leneș și superficial, iar eu iubesc știința, muzica, cultura, arta.
spune cum ei doi sunt practic opuși ca și persoane în comportament și în dorințe. Și cumva își dă seama acum că scânteia aia ce i-a dus împreună pe ei la începutul relației îi și lucru care acum îi distruge, pentru că nu se simte îndrăgostită de un om cu care n-are nimic în comun. Și că siguranță e important să ai chestii în comun cu omul de lângă tine. Cred, din punctul meu, dacă mă întrebați pe mine, cel mai important, ok, poate nu cel mai important, dar lucru care e destul de important pentru mine, e să avem valori comune, valori umane comune, știi? Gen, nu știu, nu fur, simplu. Nu că nu mă duc în magazin și fur o gumă. Nu fur în general, în modul, nu încerc să trișez, nu încerc să fraierez pe cineva. Și la locul de muncă, nu, dacă lucrez la contabilitate, nu scot 200 de lei în fiecare lună, că nu-și dă seama nimeni, știi? Adică pur și simplu să fiu o persoană onestă, știi? Sunt tot felul de teste pe internet unde puteți să vă dați seama care sunt valorile voastre ca și oameni. Și atunci, cumva, poate, după ce le știți, puteți să vă uitați la omul din fața voastră, ori cu care sunteți într-o relație, ori cu care veți fi cândva. Să vă dați seama dacă împărtășesc aceste valori sau poate că nu le împărtășesc neapărat și poate și asta să fie ok sau poate să nu fie cele mai predominante la ei, pentru că îți vreo 25-30 de valori, gen, sunt tot felul de teste pe internet. Dar să vă asigurați că valorile pe care omul ăla le are sunt ok pentru voi, știi? Pentru că și lipsa valorilor poate să fie un indiciu despre cum ar putea să decurgă relația dintre voi doi. Dar asta nu se întâmplă numai la relații romantice, asta se întâmplă la orice fel de relație, de amiciție, de oameni cu care intri în contact. Nici amiciție, și șeful tău, știi? Dacă e un genul ăla de om care nu mai știe cum să ia pe scurtătură, știi? Și tu ești genul ăla de om care trebuie să fie cinstit, trebuie să fie bine, nu știu ce, o să-ți fie foarte greu să ai o colaborare cu omul ăla și să lucrești și să te simți safe și în siguranță și liniștit în locul tău de muncă. Următoarea nouă este povestea mai scurtă în care tipul spune că mi-am dat seama că îi pierdeam vremea și zicea, într-o zi mi-am rugat prietena cu care eram de 2 ani împreună să fie un pic mai romantică cu mine și răspunsul ei a fost, nu poți să-ți ofer mai mult decât îți ofer deja. În momentul în care mi-am dat seama că îi pierd vremea, mă rog, și mie, așa că am plecat din relație. Asta e foarte important și este un semn de maturitate din punctul meu de vedere. Un copil, băiat sau fată, într-o relație, ca să obțină ce-și dorește, va folosi șantaj emoțional și crize și supărări și plânsete. Un om matur, o femeie sau un bărbat, va folosi gurița asta să zică, dragă, am nevoie de mai multă iubire. Mă rog, iubire. Iubire poate să înseamnă vreau să stai mai mult cu mine la cafea, mi-ar plăcea să ieșim mai des, aș vrea să călătorim mai mult împreună. Uite, mi-ar plăcea să mă întreb mai des cum a fost ziua mea. Mă rog, lucruri pe care persoana ar trebui să-l facă pentru că ar trebui să-i pese cum a fost ziua ta. Dar zic, o persoană verbalizează, o persoană matură verbalizează, uite, aș avea nevoie de asta, ceea ce a făcut tipul și mi se pare foarte ok. Dar dacă tu te duci, știi, cu inima deschisă, hai că-i zic că am nevoie de asta, ceea ce e foarte ok, nu înseamnă că tânjești și că cerșești după ceva, înseamnă că ești un om matur care, unul la mână, ce discutam mai devreme, și-o dat seama care sunt sentimentele lui, le-a internalizat și acum e pregătit să le exprime persoanei iubite, nu? Atunci te duci la ea, dragă, mi-ar putea să facem mai multe chestii romantice împreună, hai să ieșim și noi la cină o dată la 2 săptămâni, nu trebuie să fie atâta ziua, bună ziua. Și tipa zice, sorry, nu vreau să-ți ofer mai mult decât îți ofer deja. Și tu știi că ce-ți oferă deja nu e suficient, știi? Așa că tipul a fost super matur de chestia asta și a zis ok, bye. Dar, na, cumva cred că de aici putem să lăudăm pe tip, să tragem concluzia că da, așa se acționează, știi? Simți că persoana din fața ta nu ți oferă ce ai nevoie? Simți, adică te vezi așa în 50 de ani și fiind fericit, știi, cu comportamentul ăsta? Pentru că poți una la mână să ridici problema și să vezi dacă se rezolvă, să dai la mână, man, eu ți-am zis, dacă nu-ți pasă, îi pasă la altul. Și cred că putem să încheiem videoul ăsta aici, pentru că deja filmez de ceva vreme, cu numărul 10, în care o tipă explică cum a fost împreună într-o relație romantică cu un băiat care avea ceva probleme mentale, la modul că cred că se vrea de depresie, din câte îmi dau seama, și acum va încerca să-l încurajeze non-stop, să meargă la terapie, să caute ajutor, să îl ajute un specialist să gestioneze chestia asta, pentru că tu ca și individ este foarte greu să faci asta, mai ales când te afli într-un punct așa întunecat în viața ta. Tipul era și foarte negativist, adică îți dai seama că nu prea te simți liniștit și fericit, poate lângă o astfel de persoană. În cele din urmă, doamna spune că i-a dat un ultimatum
prin care ori merge să, na, caute ajutor cumva ca să iasă din situația asta, ca să poată să fie ei fericiți împreună, ori, na, îl părăsește și spune că în cele din urmă l-a părăsit pentru că nu a vrut să schimbe el nimic în comportamentul, nu că în comportamentul lui, nu a vrut să caute ajutor și că știe că e cea mai bună decizie pe care a făcut-o, pentru că deși îl iubea, știe că ea doar era rănită în situația asta. Și ceea ce îmi vine în minte acum, cam asta e povestea, dar ce-mi vine în minte acum e exact chestia aia. Dacă voi doi ca indivizi separat nu sunteți ok, nu o să fiți ok împreună. Cum tipul ăsta suferea de niște chestii personale, știi, nu știu, depresie, ce-o fi fost, el era ok el cu el. Cum te aștepți să fii ok într-o relație, știi? Pentru că dacă o persoană sănătoasă vine într-o relație și o să dea 100% ce poate din ea, sentimente, timp, minte, suflet, trup, știi? Și o să dea tot ce poate. Și cealaltă persoană vine deja cu niște probleme nerezolvate. E clar că problemele acelea nerezolvate vor trage un pic în jos relația. Și din nou consider că a fost foarte matur ce a făcut tipa asta de, bă, ori faci asta pentru că vrei să fim bine, nu? În primul rând să fii tu bine, dar ne impactează direct relația noastră faptul că tu nu ești bine, ori endgame și ne mai vedem. No, cam așa. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să mai continui, să facem o miniserie din asta or something. Mie mi-a plăcut, a fost nice, aproape mi-am gătat de mâncat aici, o să termin imediat. Da, cam așa, mă bucur că am filmat astăzi. Dacă mi-ați auzit aerul condiționat, îmi pare rău. Știți cu toții când ne aflăm în iad, aproape, mi se tot de cald. Dar da, mă bucur că am filmat astăzi. O să încerc, știu că am fost foarte inconsecventă, o să încerc, nu promit, dar ne vedem. Oh, de asemenea, dacă aveți povești interesante despre relații, poate și despre amiciții, nu trebuie să fie neapărat romantice, puteți să mi le lăsați în comentarii sau puteți să mi le trimiteți pe Instagram, aici e profilul meu, și poate în următoarea serie o să împărtășesc și din poveștile noastre, desigur anonim. Anonim, adică nu o să zic nume sau cine sau așa. Dar, da, cred că și eu am câteva povești din astea pe care aș putea să le zic. Da, o să vedem. Mă bucur că ne-am văzut sau cum ați văzut voi pe mine. Sper să vă văd și eu pe voi și vă doresc o săptămână absolut minunată și o zi superbă în continuare. Pa, pa!